Fondatorul rețelei de telemedicină în relația SUA-România, Ștefan Minovici, este unul dintre oamenii de afaceri româno-american care dezvoltă proiecte în diverse domenii, dar și în sănătate. A fondat o clinică medicală în cartierul Queens în New York și a strâns, bineînțeles, mai mulți medici români stabiliți în Statele Unite ale Americii pentru a crea o rețea de telemedicină. Aș vrea să vorbim despre proiectele pe care le derulați atât în Statele Unite cât și în România și pentru că sunteți unul dintre descendenții familiei Minovici, nu pot să nu vă întreb care este în primul rând gradul de rudenie cu Mina Minovici, cel care a scris istorie pentru România și care a făcut o medicină modernă în România. Sigur, în primul rând mulțumesc pentru invitație și mă bucur să mă aflu în studiourile noastre. Sunt nepotul lui Mihai Minovici, fratele mai mare al lui Mina, Ștefan și Nicolae Minovici. Rămas într-un fel patriarhul familiei. Acesta este gradul meu de rudenie. Cu siguranță vă onorează acest nume și sunt sigură că are o încărcătură deosebită pentru dumneavoastră. Cum v-ați gândit să duceți mai departe în medicină numele de Minovici? Este important, ce obțin pentru mine, de a nu uita istoria, trecutul, rădăcinile. Și la fel de important este cum onorăm realizările acestor oameni și nu numai al familiei Minovici. Din păcate, sau poate din fericire, nu am devenit medic, dar consider una dintre științele, disciplinele și industriile cele mai importante pe mapa mond. Vorbim de sănătate și când ne lipsește sau suferim, nimic nu e mai important decât sănătatea. În acest sens, am considerat că am o datorie față de numele pe care îl port și nu m-aș compara cu strămoșii mei din niciun punct de vedere, dar obligația, să mă simt obligat să pot să găsesc modalități în care să fac ceva pentru țara și poporul din care provin. Doi, să continui în tradiția numelui Minovici, a doctorilor Minovici, și trei, să ajut această națiune într-un moment de criză fără precedent. Ați plecat în urmă cu 3 decenii în Statele Unite ale 42 Americii. De ani. Au trecut ceva ani. Cum găsiți România, având în vedere că veniți frecvent acasă? România, când spun România, mai mult stau prin București, dar am călătorit mult mai mult de când am plecat din țară, decât când mă aflam aici. O găsesc schimbată din multe puncte de vedere, bine. Chiar în drum spre studioul nostru am văzut, orașul este curat, măturat, coșurile de gunoi sunt golite. Lăsând la o parte traficul și nebunia de pe străzi, văd totuși ordine, o disciplină. E adevărat, mă refer și la partea mai centrală, unde am întâlniri și unde activez. Sunt conștient și îmi dau seama de ceea ce se ascunde sub această fațadă de clădiri moderne, noi construcții macarale, mașini scumpe, restaurante de lux. Și acest lucru mă preocupă foarte mult. Și, evident, instabilitatea politică care afectează enorm problemele interne ale țării, dar și, în același timp, relația externă cu membrele Uniunii Europene, cu Statele Unite și așa mai departe. În acest context, cum vedeți sistemul de sănătate din România? Când vă dau această opinie, nu îmi critic țara și nici sistemul, fac o simplă observație care mă îngrijorează profund și în același timp mă și motivează. Anume, este un sistem, în, cum spune americanul, în life support. Este în ICU, este în camera de superurgență, nu în stare gravă, în stare foarte gravă. Am
vorbit mult de ceea ce ar însemna o renaștere, o recuperare a acestui sistem medical, care în prezent, și dacă se continuă în acest mod, nu va avea loc. Această renaștere, refacere, va trebui făcută cu un ajutor extern. De ce spun asta? Pentru că în acest sistem din România există multă indolență, există multă incompetență, există multă birocrație, există multă corupție, există multă indiferență. Și toate acestea duc la o stare absolut dramatică. Și lucrurile nu stăteau destul de rău când pacienții erau lăsați pe stradă de ambulanțe sau când ardeau de vin spital. Acum suntem confruntați cu o pandemie globală care, cum era de așteptat, ne prinde complet nepregătiți. Câteodată am impresia că românii nu vor ajutor din afară nici dacă îl dai gratis. Întotdeauna există un semn de întrebare, o suspiciune. De ce vrei să ajuți? Un exemplu, am venit și n-am să dau nume la nivelul cel mai înalt aici să propun crearea unui spital de campanie de 1000 de paturi cu toate utilitățile pe care l-aș fi luat de la spitalul Mount Sinai. Un spital cu 66.000 de angajați, 40.000 de doctori, 11 miliarde de dolari cifră de afaceri. Sunt bazați în New York, am o relație specială cu el, încerc să fac un spital în România și pentru o sumă absolut derizorie, care invoca transportul, setarea și așa mai departe, generatoare, am zis undeva pe un stadion să creăm, vorbim de câteva săptămâni în urmă, acest spital de campanie, de urgență, și nu am depășit decât faza de politicoasă, mulțumim, dar nu ne trebuie, mulțumim, dar e complicat, mulțumim, dar nu înțelegem ce vrei de fapt. Ok, repet, câteodată, și nu se punea problema de calitatea și profesionalismul operatorului, de dorința americanilor de a arăta bunăvoință și de a ajuta o Românie în criză. Repet, nici măcar nu dau atenție. Și cu cine stai de vorbă? Cu un ministru interimar? Cu un premier care habar n-are cer cu el? Îmi pare rău să spun cine a fost, cine este și cine va veni. Dacă ne ascundem după degete și nu ne uităm cu atenție la această dramă, la această criză cu care ne confruntăm, riscăm să pierim sau să ne uităm la acest exod masiv de minți luminate care continuă să părăsească țara, pe bună dreptate pierzându-și încrederea și speranța în ce înseamnă România. Cu alte cuvinte, cât ar costa un astfel de spital de campanie și cum ar fi putut el ajuta România acum în plină pandemie? Spitalul de campanie era creat în martie 2020, când a început pandemia. Capacitatea 1000 de paturi, cu toată dotarea, aparatura, ultramodern, însă, din fericire, nu au avut decât 7 pacienți în New York. În parcul central a fost instalat, chiar vis-a-vis de spital, de unul dintre aripile spitalului. Funcționa ca un spital normal, cu aparatură de ultimă generație, cu un mod diferit un pic de tratare a pacientului. Încă și astăzi, pacienții suferind de COVID, depinde de faza de COVID și de gravitatea bolii, sunt tratați într-un mod aparte față de ceea ce se practică în România, din N motive. În situații dramatice, trebuie să iei măsuri dramatice, da? Deci, am fi venit cu o echipă de doctori, era un schimb bun de experiență, care, speram eu, putea să arate românilor, statului, eficiența și suportul real pe care Statele Unite îl pot oferi României în situație de criză. Deci, nici nu pot să spun că s-a antamat un dialog pe această temă. Rămâi fără replică. Deci, cu alte cuvinte, nu ați fost refuzat, dar nici nu ați fost primit cu brațele deschise. Lucrați cu medici din spitale celebre din Statele Corect. Unite, și medici români, și medici americani, și medici de toate națiile. Până la urmă, în America avem
multe naționalități. Aș vrea să vă întreb cum a făcut față Statele Unite pandemiei de COVID-19, care nu s-a terminat, dar oricum Statele Unite se află într-o perioadă mult mai bună decât cea în care ne aflăm noi. Și ce sfaturi ați avea pentru medicii români? Aș menționa că avem un număr mai mare de medici român-americani decât unguri, polonezi, cehi, croați, ucrainieni, bulgari, la un loc. Suntem foarte talentați la medicină și atât de talentați încât, în general, medicii noștri ajung la poziții de vârf, șef de secție, șef de catedră. Deci un lucru extrem de îmbucurător. E adevărat că avem altă disciplină și altă cultură medicală și interesant că mulți doctori din România cunosc diferența între sisteme, unii din ei vizitează. Am avut o conferință pe teme medicale acum 3 ani de zile, unde au fost invitați și Ministrul Sănătății și proprietari de spitale, directori de spitale, foarte mulți medici. Aici era o provocare vis-a-vis de proiectul meu de spital american, spital universitar, și aici am fi putut face un mare salt și un progres prin a, în adevăratul sens al cuvântului, repatria acest doctor. Sunt foarte mulți medici român-americani care s-ar întoarce, înțelegând că România nu e ca America și viceversa. Dar ca el să profeseze aici, în țară, după ce a lucrat la spitale de vârf recunoscute mondial, nu poți să-l alegi într-un sistem medical falit, absolut pe butuci. Că n-are ce profesa, n-are cum, nu poate. Nu mai vorbesc că intri într-un sistem unde legislația nu-ți permite să faci asta, nu poți să faci cealaltă. Deci, din start, ai acest deficit, acest handicap, unde medicii noștri din Statele Unite s-ar întoarce, dar n-au la ce. Adevărat, pacienți cât cuprinde, dar facilitățile medicale, spitalul în sine, nu corespund de cerințelor lor. Iar și sistemul privat? Sistemul privat ar oferi o oportunitate, dar iarăși trebuie să vedem cât ar costa salariul unui chirurg din România, nu mai pun la socoteală și paga pe care o ia, câteodată chiar și în spitale de acest gen, și cât e nevoie să fie compensat un medic din Statele Unite. Dar cei care s-ar întoarce nu sunt motivați de partea financiară, vă asigur. Și-au făcut banii, sunt mulțumiți, sunt satisfăcuți. Vor să practice chiar medicina de plăcere, bine, sau despre un salariu care reflectă cât valoarea lor și se reîntorc la ceea ce vorbeam înainte, de actul medical, să facă bine la oameni și să-i ajute și să-și ajute colegii de breaslă să le arate, uite, așa procedăm și așa tratăm și ăsta e modul în care noi luăm în considerație nevoile și durerile unui pacient.